Femeia nu avea de ce să se ducă la magazin, decât doar pentru pâine. Dar și aceasta putea să mai aștepte, plăcintele de ieri puteau să o înlocuiască cu ușurință. Dar nici acasă nu era bine de stat. După trei luni, într-o familie numeroasă și prietenoasă, casa părea goală. Copiii plecaseră, care la studii, care la muncă. Galina rămăsese singură cu soțul ei. Și dacă zilele din timpul săptămânii erau încă cumva pline de muncă, de comunicare cu colegii și, măcar de o mică parte din treburile casnice, în weekenduri puteai urla de plictiseală. Eugen își găsea atunci ceva de făcut, ba să strângă lemne de foc, ba să repare ceva, ba să meargă la pescuit. Dar Galina, în afară de a găti cina pentru doi și de a face puțină curățenie, și nu avea nimic de făcut. Grădina de legume fusese aranjată de mult, conservele au fost făcute. Acuși soțul va elimina și purcelul. Și galinei îi va rămâne doar pisica. Totuși, voi merge la magazin, se gândea femeia îmbrăcându-se. Poate că s-a adus ceva gustos. Ieșind pe poartă, a observat o mișcare sub gard. Uitându-se acolo, galina abia dacă a țipat audibil. Sub gard stătea un copil, de sex necunoscut, de vreo patru ani, foarte neîngrijit, în haine murdare, fără mărime. În ciuda toamnei târzii, încălțată cu picioarele goale eu sunt Lenuța. Locuiesc în casa aceea de acolo. A făcut semn cu mâna, judecând după numele fetei, undeva în spatele casei Galinei. Ce cauți aici? Mă plimb. Și cu cine? Cu un cățeluș, fata a scos de sub haina ei veche și murdară o jucărie la fel de murdară, care semăna cât de cât cu un cățeluș. Am înțeles, Galina nu știa ce să spună sau ce să facă, dar a înțeles un lucru, fata nu poate fi lăsată așa. Lasă-mă să-i dau un os câinelui tău, a propus femeia. Haideți! S-a bucurat Elena și s-a ridicat în picioare. Priveliștea copilei a făcut-o pe Galina să se simtă rău. Pantalonii croiți de altcineva, evident de la un adult, erau ținuți de o curea de țesătură murdară. Mânecile unui pulover întins ieșeau din mânecile unui palton care se făcuse mic. Ceea ce avea pe cap nu avea dreptul să fie numit pălărie. Și bocancii. Vechi, mari, Purtați pe picioarele goale și murdare. Galina a condus-o pe fată în casă. Dezbracă-te și spală-te pe mâini, i-a spus ea. În timp ce cățelul tău ronță e un os, noi două vom bea un ceai. Elena s-a dus ascultătoare la baie. Când s-a întors, o aștepta un bol de supă fierbinte, o cană mare de ceai dulce și o farfurie cu prăjituri. Fata s-a uitat cu teamă la Galina. M-am gândit că nu e cazul să bem doar apă, i-a zâmbit încurajatoare femeia. Mai bine să mănânci mai întâi. Iar pentru câinele tău, iată un os. Galina a arătat un os mic de pui. Dând din cap, Lenuța a luat osul și l-a strecurat cu grijă jucăriei sale. Apoi s-a așezat la masă și a început să devoreze cu lăcomie supa. În timp ce mânca, Galina a întrebat un detaliu despre viața ei. Mama a murit. Din cauza beției, a povestit fetița cu seriozitate iar eu și tata am fost evacuați din apartamentul nostru pentru neplată. Așa că ne-am mutat aici. Aici locuia bunica lui. El îmi caută o nouă mamă și îmi spune să nu mă amestec când vine cineva. Așa că mă duc la plimbare cu Rex. Galinei nu-i venea să-și creadă ochilor și urechilor. Povestea fetei îi făcea părul să-i se ridice în cap. Secolul 21. Se gândea ea. Este posibil așa ceva. Unde sunt autoritățile de supraveghere? După ce fata a mâncat, Galina a așezat-o într-un fotoliu în fața televizorului, iar ea însă și s-a dus în magazie, unde se aflau cutii cu hainele copiilor ei. După ce a ales câteva lucruri, s-a întors în cameră. Fata dormea adânc. Seara, când Elena s-a trezit, Galina a hrănit-o din nou și s-a oferit să o conducă. Fata a fost încântată de lucrurile noi. Tu să mai vii la mine, a zâmbit femeia când a condus-o pe fata acasă. Mă plictisesc singură. Dacă nu voi fi acasă, să stai pe verandă, să mă aștepți. Ea la mine este mereu deschisă, bine. A dat din cap lenuța și a dispărut pe ușă. Din acea zi, fata venea în vizită din ce în ce mai des. Când Galina pleca, lăsa pe verandă tot felul de bunătăți pentru fată, ca să nu se plictisească. De asemenea, a găsit șucării vechi ale copiilor și le-a pus pe verandă. De la cunoscuți a aflat că tatele Lenei era nepotul bunicii Marta, care murise acum câțiva ani. Casa a fost goală până de curând, iar apoi Nicolae și fica lui s-au mutat aici. El nu voia să muncească, așa că a fost nevoit să câștige din câteva slujbe ocazionale. Nu avea timp nici să se ocupe de fica sa. Tot timpul său era dedicat căsirii banilor pentru o sticlă și apoi să se îmbete. De câteva ori vecinii l-au chemat pe polițistul de sector pentru deseferu, dar el nu a făcut decât să poarte conversații explicative. Iar soarta fetiței nu-l interesa deloc. Treptat, Galina s-a atașat de fetiță și a început să se gândească cum să o ia de la tatăl neglijent. Ea s-a dus chiar la Nicolae, cerându-i să-i dea pe Lenuța. Ce gânduri ți-au venit prin cap? Vrei să renunți la fica mea? A strigat, scuipând Nicolae, nu mai să încerci să mai vii aici. Te voi denunța pentru asta, pentru răpire. Ai înțeles? Și să-ți iei pomenile înapoi. Noi nu ducem lipsa de nimic. Dar tu nu ai nevoie de fată. A făcut Galina ultimele încercării de a-l convinge pe bărbat. Chiar nu ai nevoie de ea. Un milion. S-a încruntat bărbatul la ea. Și ia-o dacă îți trebuie. Și de unde să iau o asemenea sumă? Galina a rămas uimită. Nu ai bani atunci pleacă de aici. A strigat din nou Nicolae cu ochii în lacrimi. Galina s-a întors acasă. Soțul ei a consolat-o cum a putut. Ne vom gândi cu siguranță la ceva. Mâine mă voi duce în oraș, voi depune o plângere la autoritățile tutelare. Vor veni, se vor uita și vor lua copilul. Și apoi vom încerca să obținem tutela asupra ei. Eugen s-a dus la tutelă, dar s-a întors cu nimic. Fetița locuiește cu tatăl ei. I-au spus acolo: Nu este necesar să distrugeți familia altcuiva după bunul vostru plac. Niciunul dintre argumentele lui Eugen nu i-au convins să organizeze o inspecție a condițiilor de trai ale copilului. În cele din urmă, l-au amenințat chiar că vor scrie un raport de poliție pe numele lui pentru interes excesiv față de o minoră. Galina nu și-a putut găsi locul. Nicolae a încetat să o mai lase pe fica sa să iasă în stradă și, practic, nu se mai vedeau era dureros pentru femeie să se gândească că fetița stătea flămând într-o casă rece, deoarece Nicolae nu se obosise să-și facă provis de lemne de foc pentru iarnă și ațâța ceea ce mai rămăsese de la bunica lui. Dar o făcea foarte rar, când îngheța complet. Și îngheța doar când nu bea, ceea ce se întâmpla și mai rar. Galina mergea în fiecare zi la casa unde locuia fata, încercând să prindă momentul în care Nicolae va pleca în căutarea unei băuturi. În timp ce el nu era acasă, ea, printr-o fereastră mică din toaletă, îi transmitea Lenuței mâncare și ceva din hainele călduroase. Nicolae, văzând că fata avea niște haine noi, le-a luat imediat și le-a dus pentru a le schimba cu o sticlă. Situația devenea de-a dreptul insuportabilă. Disperată, Galina a decis să strângă de unde poate bani pentru a angaja un avocat bun, care să o scoată pe fată din ghearele tatălui Bețiv. În ajunul plecării în oraș pentru a căuta un avocat, Galina nu a dormit toată noaptea. Dimineața, somnul a învins-o și nu a auzit imediat o bătaie liniștită în ușă. Deschizând ușa, femeia a văzut acolo o fată pe jumătate dezbrăcată, care și-a pierdut imediat cunoștința, Eugen. A strigat femeia cu teamă. Soțul înspăimântat a alergat spre ea. Cheamă un doctor. Imediat. Nu. Galina și-a revenit fata nu putea fi dată de gol. Fuci la Olga, la paramedic. Dar avertizează-o să nu spună nimic nimănui. Eugen a fugit, iar Galina a început să se ocupe de fată. Sărmana copilă. Mâinile ei erau tăiate până la sânge, picioarele goale îi sângerau și ele. Ce-i făcuse monstrul acela? Tanti Galina a șoptit lenuța, revenindu-și în cunoștință. Nu mă dați de gol. Desigur, firește, dragă. Nu te voi da nimănui. Ești fata mea de acum. E nevoie neapărat de poliție aici, a spus Olga cu melancolie, în timp ce o ajuta pe copilă. Nu este normal ca un copil pe jumătate dezbrăcat să fugă de acasă noaptea, pe timp de iarnă. Olga, îți dai seama că, dacă o dăm de gol, eu vor încredința din nou lui, a spus Galina, implorând. Nu, eu am înregistrat totul. Există un document oficial el trebuie să fie decăzut din drepturile părintești. Nu va funcționa, Elena a strigat de pe canapia, unde era înfășurată într-o pătură și pusă de galina. Femeile s-au uitat la copil. De ce? Nenea acela care bea cu el. S-au certat. Și nenea a luat un cuțit și l-a înfipt în tata. Acestea au fost spuse pe un ton atât de calm și degajat, încât femeilor le-a înghețat sângele în vene. M-am speriat, am spart geamul și am fugit pe el, l-am auzit pe acel nene încercând să mă urmărească. Dar eu alerg mai repede. Pentru că nu sunt beată. Fata mea! Galina s-a grăbit spre ea. Sărmana de tine! Oare pentru ce ți s-a întâmplat asta? Casa s-a umplut din nou de zgomotul multor voci. Lenuța, râzând veselă, împodobea un brat imens de Crăciun, stând în brațele fiului cel mic al galinei. Eugen și fiul său cel mare vorbeau în liniște. Privind familia. Galina și fica ei puneau masa. Ei bine, și cum este el? A întrebat Galina, ridicându-și privirea de la farfurii la fica ei. La fel ca tata, a zâmbit fata. Când este nunta? Imediat după sesiunea de vară. Deci vom avea timp să ne pregătim. O să aveți timp. Aveți așa o asistentă acum. Da, am o fica afaceristă, s-a uitat Galina cu drag la Elena. Cine ar fi crezut cât de adevărate sunt uneori proverbele? Dacă n-ar fi existat noroc, ghinionul ar fi ajutat. Exact. Eu chiar l-am înmormântat pe tatăl ei din banii mei. Și aceasta, cel care l-a ucis. El nici măcar nu s-a ascuns. A crezut că fata nu va ajunge departe, că va muri de fric. Ce ticălos! Și în genere. Fata se uită serios la mama ei. Nu înțeleg de ce în cazul unei familii normale, prospere, se găsește întotdeauna ceva de care să se agațe, iar aici. Copilul moare la propriu sub ochii lor și nimănui nu-i pasă. Nu este profitabil. Nu-și va asuma oare nimeni responsabilitatea pentru asta? În niciun caz. După ce tatăl lenei a fost ucis, a fost lansată o anchetă. Au venit inspectorii din regiune, i-au pus pe toți pe jar. Inspectorul de la departamentul de tutelă a fost pedepsit, iar ofițerul nostru de cartier a fost concediat. Ei bine, au primit-o după merite. Nici nu-mi pasă de ei. Eu mă ocupam de tutelă. Datorită acelor inspectori, am obținut-o repede. Mamă, o voce liniștită de copil a trezit-o pe Galina. Mamă, uite ce mi-a adus moș Crăciun. Elena stătea lângă patul femeii și, zâmbind fericită, scotea din căruciorul păpușii jucării una câte una, minunat. A spus Galina în șoaptă, așezându-se pe pat. Dar să știi că nu era necesar, a continuat fata cu seriozitate. De ce? S-a mirat Galina. Pentru că am deja cel mai frumos cadou din viața mea. Și acesta ești tu, mamă. Raza mea de soare. A strâns o femeia pe fată la pieptul ei pentru a-și ascunde lacrimile. Fetelor. Au auzit ele vocea lui Eugen. Poate luăm micul dejun și mergem să ne dăm cu Sania? Ura! A strigat Lenuța. Lasă-ni uși! și sărutându-și ambii părinți, a plecat să se îmbrace. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. De asemenea, vă puteți abona la canal pentru a nu rata noile istorii. Toate cele bune vă doresc. Pe curând, pa, pa!